Bine mă regăsit, prieteni! Ciolacul declanșează iarăși și iarăși lupta de clasă. Exact ca înaintea și săi, socialiști, apoi comuniști. Adică cel ce are este privit ca vinovat de serviciu al stării celorlalți care nu au. La ce mă refer? Creșteri de impozite, creșteri de taxe pentru toți cei care îndrăznesc să mai facă antreprenoriat în România. Chestiunea asta culmea, va avea efect negativ exact asupra celor care aplaudă măsurile împotriva culacilor, cheaburilor, împotriva patronilor, nepăsători cu soarta muncitorului, etc. etc. Adică, Ciolacul declanșează marea revoluție socialistă a taxelor și impozitelor. M-am uitat pe tot ce înseamnă proiect de ajustare a bugetului. Și am văzut o, o nebunie. Ați observat că domnul Căciu, fostul ministru de finanțe, actual ministru al Fondurilor Europene, nu mai apare la televizor, nu mai are nicio corespondență publică, așa, în media, în nimic. Nu, e pus la păstrare pentru că gogonata cea mare îi aparține. A greșit bugetul cu 20 de miliarde de lei. Acum suma se ridică, după unele calcule, undeva la 43 de miliarde. De lei. Asta este gaura în buget, lăsată de domnul Criciu, ascuns, da? stai acolo liniștit până se, se ostoaie apele, și pus totuși ministrul la fondurile europene. Nu te-ai priceput la lei, ai făcut praf lei, hai să te punem la euro, că poate faci praf și euro, fondurile europene. De ce se întâmplă chestiunea asta? PSD nu poate scăpa pur și simplu de codița aia, de rădăcina aia a comuniștilor din 4750. Pur și simplu nu înțelege, deși ei sunt foarte bogați, mulți din psd PSD-ul nu înțelege că totuși bogăția personală duce o țară mai departe. La un moment dat, la ASE, în anii 90, imediat după Revoluție, a fost invitat Angel Rugin și a ținut o conferință, un fel de, un speech da, în fața studenților, profesorilor, și la un moment dat a pus o întrebare sării, și pentru profesori, și pentru studenți. Domnilor, care credeți că e motorul societății către progres? De ce progresează societatea? Care motiv? Marea majoritate care s-au ridicat, și profesori, și, și, studenții, numai autocritica constructivă. Ei bine, zice rugină, nici gând. Îmbogățirea personală. Pentru că și cel care câștigă salariul mediu, și cel care câștigă un milion de euro pe an, amândoi vor același lucru, să se îmbogățească. Dar sună cumva ciudat. Nu e cel mai potrivit cuvânt uh, pentru România. Uh, cel mai potrivit cuvânt ar trebui să fie confortul. Fiecare vrea să aibă un confort mai mare, da, să trăiască mai bine. E bine de aici vine uh, progresul societății, nu din autocritică, nu din vânarea uh, celui care, culmea, aduce bani în țară. Adică, într -o fabrică, între o fabrică de cuie și o agenție a statului, eu prefer să investesc încredere dacă aș fi guvernat, nu-i așa? În fabrica de cuie, nu în acea agenție. Domnul Ciolacu și ci implicit domnul Boloș de la PNL, pentru că aici e o, o, o corespondență extrem de fină între, între cei doi, între cele două partide, au convenit să bată pază de filare în ritmul internaționalei socialiste. Ei spun așa, desfințăm posturi la stat, 200.000 de posturi. 200.000 de posturi în care nu i angajat nimeni. Adică îi dau afară niște oameni care nu există. Care nu pot fi dat afară pentru că nu au fost angajați. Au pregătit partidele XYZ 200.000 de noi posturi da? pentru tot felul de amante, de, de nepoți, de mătuși, de mai știu eu ce, doar că nu au apucat să-i angajeze. În același timp există instituții în care deficitul de oameni este de personal este cronic deja. Și aici vorbim despre uh, sănătate, vorbim despre poliție, vorbim despre o mulțime de, de uh, instituții extrem de folositoare societății care chiar au nevoie de oameni, doar că nu mai poți angaja pentru că deja avem aproape 1.300.000 de bugetari și într-o epocă a digitalizării eu nu cred că ar trebui să avem mai puțin de mai mult de 500.000 Adică pe timpul lui Ceaușescu, cu 23 de milioane aproape de oameni, da? aveam 800.000 de bugetari. În epoca asta digitalizării, în care mai avem vreo 15, 16, 17, hai să zicem, milioane de locuitori, avem aproape dublu bugetar. Ceva nu pușcă. Doar că nu luăm în seamă, totuși, neamurile ălora uh, din politică. Și atunci domnul Ciolacu și domnul Boloș vin și se uită unde? Acolo de unde vin banii. Domnule, Hai să creștem TVA-ul. Și ghici unde crește TVA-ul, printre altele? Crește TVA-ul la cărți și publicații. Și așa, Românul era pe ultimul loc la tot ce înseamnă Eurostat, capitolul citit, cumpărat cărți. În România, cărțile se cumpără, am văzut un, un, un interviu, nu o să-i spun studiu, se cumpără ca să le dai cadou mai departe. Nu știi ce să dai cadou, ok, te duci și cumperi o carte, apoi nu contează că la mai are încă două bibliotecă sau nu citește. Da, ai pus acolo, ai împachetat-o frumos și ce mulțumit ai fost că, băi, ți am luat o carte. Ok? Bun. Nu se cumpără cărțile în cea mai mare măsură ca să te introducă în epoca asta a cunoașterii. Se cumpără drept cadou. Ei bine, exact acolo, de la rădăcină, tovarășul guvern. Apoi, mărești TVA-ul la Horeca. Băieți, în Bulgaria este 3% TVA. La noi era. 9 sau 5 sau cât, acum va fi 19. În același timp, o să vină să spună despre țara asta mereu surprinzătoare, extraordinar de frumoasă și o să ne bontănească de ce nu faceți turism în România. Înțelegi? Adică toate rotițele astea economice sunt practic infestate cu tot felul de bobițe de nisip din astea administrative, în așa fel încât să nu-ți mai vină să faci afaceri în România. Micro-întreprinderile. Ia să le tragem un impozit mai mare. Dividende. Hai să le tragem un impozit mai mare, că doar acum le-a mărit impozitul. În același timp, ei nu se gândesc, băi, oare cum ar fi să facem o, nu știu, un, un recensământ al tuturor agențiilor din țara asta, să vedem care sunt utile, care nu sunt utile. Ce caută cel puțin jumătate din agenții care se bat cap în cap cu cealaltă jumătate din agenții? În sensul că dacă te duci la o agenție, te trimite la cealaltă. Cealaltă, ridică din nume, vai, dar v-ați trimis la noi, dar de ei aparține. Și atunci urmează un fel de ping-pong de între cetățean, și atenție, cetățean care de obicei vrea să dea bani statului, da? între instituții. Și la sfârșit, știi ce faci? Ori îți muți firma în Estonia, o muți electronic foarte ușor, ori în Polonia, ori îți faci un ie, un certificat de la fiscal, de rezidență fiscală, în Spania. Și în Spania, toată lumea spune, domnule, dar impozitele nu sunt mici. Ba da, sunt mici, pentru că acolo impostul, dacă câștigi undeva la 1000 de euro pe lună, 12.000 de euro pe an, nu mai există impozit. Sau ți în, în, Franța, oriunde. Am văzut o dispută extrem de, 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 dură și de spectaculoasă, în mod evident, la antene, cum că de, uit, uit, impozitul pe moarte, adică impostul pe moștenire. E bine, trebuie să știm că exact impostul pe moștenire există în țările în care au plecat o mulțime de cetățeni români. În Franța, de exemplu, impozitul de la fortune, da, impozitul pe moștenire, este foarte mare. Mulți zic mai bine, mai bine vând casa pe care mi-a lăsat-o mătușa decât să plătesc impozitul. Doar că, deci este un impozit normal. Sigur, nu așa de mare ca în Franța ar trebui, dar Franța are nebunia asta socialistă și când câștigă dreapta. Bun, dar acolo se vede unde merg banii. Adică dacă te duci pe autostradă, ai ști că e autostradă. Dacă te duci într-un spital, nu se frică de nozocomială. Dacă te duci la școală, știi foarte clar că se face școală. La noi, impostul pe, pe moștenire ar fi încă un, un fel de depozit lunar din care pensiile speciale și extrag tainul, cum ar spune domnul Băsescu, în care se mai angajează încă 10 nepoți, 14 amante și 24 de bătușe. Adică, practic, noi nu avem nicio o urmărire a banilor în spațiu public și în interesul public. Aici este marea problemă a guvernelor României. Da? Eu sunt de acord. Mărește impozitele. Sunt de acord că la un moment dat va trebui să punem impostul progresiv. Dar când? Tu nu poți pune impozitul progresiv într-o economie bolnavă. Pentru că știi ce facem? Luăm toate firmele și le mutăm în Estonia. Și atunci tu, guvern, nu vei sta și vei, pră, vei prăși niște morcovi, vei scoate niște salată din stratul ca să ai ce mânca. Nu mai discutăm de investiții. Înțelegeți? Pur și simplu, guvernanții nu înțeleg și, din păcate, nici liberalii, da, care au ajuns, o, au ajuns o formulă ideologică extrem de confuză lângă PSD, da, ei nu înțeleg că de la privat vin bani. Dacă eu am o fabrică de cuie și nu mai vând o mie de cuie pe zi, ca până acum, ca să-ți dau ție banii statului, ce vând 700 de cuie, ei bine, îți voi da cu 30% mai puțin bani. Tu nu vei da afară cu 30% dintre funcționari că nu mai ai bani, ci vei spune, nicio problemă, mărim și mai tare impozitele. Când dau eu faliment, știi ce se întâmplă? Eu mă duc la agenția de șomaj, merge și muncitorul la agenția de șomaj de la fabrica mea de cuie și încărcăm statul cu sarcină fiscală. Adică sunt niște lucruri pe care orice om le înțelege. Mai mare paradoxul. Am văzut o mulțime de aplauze. Domnule, în sfârșit, că bogații ăștia care suc sângele poporului, etc. Băieți, Exact ăia care aplaudați creșterea de taxe și imposte, exact ăia veți trăi mai rău. Pentru că toate taxele și impozitele vor merge în prețuri. O afacere nu se face doar așa că m-am gândit eu să fac o fabrică de cuie în interesul comunității. M-am gândit să fac o fabrică de cuie ca să am profit, să trăiesc mai bine, da? Dau statului cei de dat și la revedere. Eu fac chestiunea asta pentru că uh, risc, da? pentru că am spirit antreprenorial și pentru că vreau să dezvolt ceva pe termen lung. Nu fac fabrica de cuie, gândindu-mă: "Va, este un sat sărac acolo și m-am gândit să angajez eu pe oameni din sat." Asta este facerea. Ăsta este antreprenoriatul. Se face pentru profit. Sună foarte cinic, sună aproape ciudat. Cum adică să spui chestia asta într-o Românie cu, cu, cu încă în meandrele socialismului? Dom'le, spune ceva despre popor, spune ceva despre țară, despre dezvoltare, despre istorie, despre Mihai Vitează. Nu merge așa, băieți. Economia este cel mai sperios animal. În momentul în care vii și spui îți mai iau o blană de pe tine, o piele de pe tine, economia pleacă. S-a da? spus, ia să vedem cum facem cu it la aitiști, într-adevăr, este o problemă. Dar problema este că doar aitiștii duc România, sau ei sunt, în primul rând, da, cei care duc România în față. Păi avem foarte puțini aitiști care fac 6% din PIB, contribuie cu 6% din PIB. Dezvoltare pe orizontală, nu neapărat pe verticală, că ți-am luat taxe din salariu. În momentul în care ai pus taxe pe chestiunea asta, așa abrupt, fără să fără să coordonezi mișcările cu mișcările pieței de IT, știi ce ai făcut? it ul spune în felul următor. Îmi iau laptopul și plec. Unde? Nu știu. În Republica Moldova. În Spania. În oriunde în lume unde există internet. Și în momentul ăla tu ai pierdut 6% din timp. Adică se fac toate chestiile astea a la bumbești livezei. dă cu tâmne copul, munca fizică îmi contează, să trăiască proletariatul, să moară cheamurii. Chestiunea asta s-a întâmplat ce se întâmplă de 100 de ani aproape în economiile socialiste ale lumii. 100 de ani, hai să-i zicem mai mult de 100 de ani, în URSS. La noi, de câteva decenii bune, de 70 de ani, se tot întâmplă sau de 80 de ani, tot timpul cel care are este privit, așa cum am spus, ca vinovat de serviciu. Și știți ce o să se întâmple? România o să meargă în jos. Eu încep să cred că Ciolacul profită de faptul că avem o nebunie la granițe. Da? Știi de ce? Pentru că face exact ca Ceaușescu. August 68, da? invadează sovieticii Ceoslovacia. Și vin eu repede Nicolae Ceaușescu și țin un discurs în piața Victoriei Electrizant și toată lumea vine către Partidul Comunist cumva dintr-o solidaritate aproape atavică, inerțială. Ciolacu face la fel. Băi, indiferent ce se întâmplă, având în vedere că suntem la, la granița cu Ucraina, vom fi interesanți pentru marile puteri. În sfârșit, nu suntem interesanți pentru, pentru puterile lumii, puterile economice, puterile geopolitice, prin forțele proprii, prin ceea ce facem, prin reformele pe care le facem, ci suntem interesanți doar pentru că ne aflăm în apropierea unui conflict. Chestiunea asta s-ar putea, ca pe termen mediu, să... Prăvălească niște bolovani în capul României. Războiul ăsta se va termina. Într-un fel sau altul, Rusia va ieși cu coada între picioare. Nu se poate altfel. Întotdeauna în istorie s-a întâmplat așa. Înțelegeți? Ei bine, după ce se va termina, se vor așeza lucrurile și fiecare își va relua cursul normal. Cursul normal o să-l vezi în Polonia, care va merge strună și va fi acea forță incredibilă, inclusiv în economie, nu doar în geopolitică. În timp ce România și Bulgaria vor fi, vor fi iarăși niște tinichele legate de coada Europei, asta dacă ăștia nu din, din, din guvern nu o să-și revină. Pentru că trebuie să privești România nu doar pentru mâine, nici nu doar pentru poimine. Va trebui să privești România ceva ca pe un fel de afacere. Sună urât, ca pe un fel de SRL. Cum îl aduc pe profit? Cum va arăta SRL-ul numit România peste 5 ani, peste 10 ani, peste 30 de ani? ce proiecte am pentru țara asta, pentru SRL-ul ăsta. Cum îl pun acolo, în fruntea firmelor, în top 300, dacă vrei, cum îl pun în forțul economic al lumii. La chestiunea asta, din guvern, bag seama că nimeni nu se gândește. Și știi ce o să fie? Nu o să ne mai gândim nici noi. O să ne luăm catrafusele și o să plecăm. Înspre aplauzele sărăcimii, care nu e așa, cu șepte labe, labele poc vor aplauda Marea Revoluție Socialistă din secolul 21. Românesc, de drept. O zi minunată!